și munca profesorilor voștri și trebuie să le aduc și lor mulțumire pentru activitatea depusă. În spatele muncii voastre și rezultatului vostru excepțional stau și părinții voștri, cărora trebuie să le mulțumesc și eu, dar și voi să faceți acest lucru în fiecare zi. Am ajuns la finalul unui drum, dar și la începutul unui alt drum. Fiecare dintre voi, cu ajutorul acestor minunate rezultate, vă proiți un alt drum în viață. Poate că dacă n-ați fi avut media 10 la evaluare națională sau la examenul de bacalaureat, altul ar fi fost drumul vostru în viață. Pentru unii dintre voi, această minunată performanță a însemnat, poate, admiterea la o școală superioară din străinătate. Poate că pentru voi, dragii mei, copiii mai mici, elevii absolvenți de clasa 8-a, media 10 la evaluare națională, a însemnat admiterea la liceul pe care vi-l doreați, poate din clasa 1. Fiecare dintre voi ați muncit foarte mult și sunt convinsă că veți munci și de acum încolo. Este momentul să ne bucurăm, să fiți un exemplu pentru toți colegii voștri, mai mici, să-și dorească fiecare dintre ei să atingă performanța voastră. Premierul României și Guvernul României prin Ministerul Educației Naționale a găsit de cuvință să premieze excelența și performanța din învățământul românesc. Județul Olt este printre campioni. Suntem județul cu cea mai înaltă performanță la admiterea în învățământul liceal, în sensul că avem 9 absolvenți care au obținut media 10, adică au avut media 10 în tot timpul anilor și media 10 și la evaluare națională. Și la bacalaureat stăm foarte bine. Din sursele mele aud că una dintre domnișoarele absolvente de liceu este absolventă cu media 10 și a luat și 10 la bacalaureat. S-ar putea să fie mai mulți, dacă mă știu. Tu ești? Felicitările mele o să vă dau ocazia să vorbiți și să spuneți tuturor povestea voastră de viață în cuvinte simple, în cuvintele care sigur sunt în sufletul vostru în acest moment de sărbătoare. Tuturor încă o dată vă aduc mulțumiri și laude pentru efortul vostru și pentru minunata voastră performanță. Pe domnișoara Bocai Elena, ia să văd, minute, mulțumesc frumos. Tot de la Virgil Mazilescu avem pe Bogdan Ficiu, mulțumesc. Și tot de la Virgil Mazilescu o avem și pe Adela Daria Neaș. Mulțumesc frumos! Daria, îmi spui câteva cuvinte. Despre cum ai ajuns tu să ai această performanță? Prezabilă să știi. Și noi suntem curioși cum ai ajuns. Ai și media 10 la... în tot timpul? Da. Și-ai învățat constant, așa este? Da. Dar te-au învățat în fiecare dată, în fiecare zi, părinții te-au învățat? Chiar așa. Nu chiar așa, apoi în două zile. Mulțumesc frumos! Hai cineva. Politicul ne spune acum că s-a spart viața? Da. Păi eu am început școala primară în comuna mea natală, nu în Corabia. Care este comuna ta natală? Sunt curioasă că... În Jumărăști. Apoi părinții au auzit de școala de Dumnezeu, fiind cotată la fel timp ca apără școală pe județ.
și au hotărât să transfer acolo pentru a aprofunda studiul, mai ales în vreo mai. Româna a fost o pasiune strângă matematică. Județe cu rezultate de asemenea bune, este vorba de Dâmbovița cu 7 elevi, Oltu cu 6 elevi, Argeșul cu 4 elevi. Pentru toți aceștia, felicitările noastre, felicitări și pentru felul care, pentru toți profesorii care au pregătit elevii de nota 10 și în general elevii care au reușit la bacalaureat. Sunt convins că anul viitor, ca și anul acesta, vom avea rezultate mai bune raportându-ne la anul anterior. Mulțumesc foarte mult! Cred că a sosit momentul să premiem. Sigur că va fi destul de complicat să facem această premiere pentru toți cei 330 aproape de elevi. Vom începe aici, la Minister, cu elevii din București și din Ilfov, după care vom întrerupe videoconferința și dumneavoastră, la nivelul fiecărui județ, veți continua cu festivitatea de premiere pentru elevii din județul dumneavoastră. Ne bucurăm că domnul ministru Costoiu ne-a amintit și pe noi pentru performanța de la bacalaureat. Este prima voastră și trebuie să vă ferici. Și după festivitatea noastră de premiere, banii o să vă aștepte la ușă, o să semnați în stat de plată, o să vă ați permisie și să vă bucurați de ei în vacanța asta. Este un premiu bine meritat, dat de Guvernul României și de Ministerul Educației Naționale, cărora trebuie să le mulțumim. Cu siguranță că voi veți ce să faceți în vara. Să-și cumpere cărțile. Bună ziua, domnule ministru! Mulțumim! Mulțumim și noi, Ministerul Educației și Guvernul României, pentru premii. Eu le mulțumesc elevilor pentru performanța deosebită. Avem 13 absolvenți de gimnaziu cu media 10 și 6 absolvenți de bacalaureat cu media 10. Suntem mândri de ei. Suntem în top. Dacă facem o sumă, suntem pe locul 4 între notele de 10 de la evaluare și cele de la bacalaureat. Ne dorim mai mult. Și sperăm ca la anul să dublăm numărul de premii, de premianți cu media 10. Mulțumesc elevilor, cadrelor didactice și directorilor pentru tot efortul lor și pentru tot devotamentul lor. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru tot sprijinul. N-au terminat încă de dat. Suntem la început, n-am făcut premiera. Eu vă rog să sequestrați presa acolo. Să vă tot interviul, nu-i lăsați să plece. Călărașul. Da. Călărașul, ca să nu apară așa o invidie. Dumnezeu de la inspector spunând, dar noi de ce? Aici am așa. Călărașul. Noi avem 6, sunt povestea de Cristian de la școala Vlaic Vodă, sau cum este cunoscută, numărul 7. Din Slatina, dar pot spune că deși multă lume consideră că școala noastră nu este dintre cele mai bune din oraș, pot spune că rezultatele concluzionează că altul este adevărul și că suntem printre cei care reușesc să facă o performanță în Slatina. Și pot spune că eu sunt fericit pentru rezultatele mele și pentru ale colegilor mei. Și în primul rând vreau să spun că noi elevii avem cea mai mare parte în aceste note și că
deși și profesorii și părinții ne împing de la spate, noi suntem cei care obțin rezultatele. Sunteți actorii principali. Da. Și vreau să le mulțumesc și profesorilor care și-au dat silința în acești 4 ani și care ne-au ajutat, și părinților care atunci când am vrut să mă las mi-au dat un imbol, și pot spune că sunt foarte fericit pentru aceste rezultate și îmi doresc ca și alții să să ne urmeze exemplu, și ce să mai spun, sunt foarte fericit și urmează să mergem, să merg la liceu. La ce liceu? Am ales Matei Info Minulescu. Da, da. Și eu sunt fericit. Eu consider că dacă ești suficient de ambițios și ai voință, poți să reușești. Nu contează că ești sărac sau bogat sau că aparții mediului. Aș vrea să studiez medicina, la o metru ca o doamna, și am un examen de ajutere pe 2013 în acesta. Să ai succes și să ne vedem acolo! Elev de gimnaziu, în ordine alfabetică, diplomă de excelență acordată de Guvernul României, elevei Elena Bocai, de la Școala Gimnazială Virgil Masirescu din Corabia, județul Olt, pentru încununarea anilor dedicați cunoașterii cu performanțe excepționale obținute la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a 8-a, la care a obținut media 10. Pentru tot! Doina Chiroiu Jidianu, Școala Gimnazială Nicolae Titulescu Caracal. Afară, luați bani. Maria Loredana Diaconu, Școala Gimnazială Gheorghe Magheru Caracal, județul Olt. Bogdan Piciu, Școala Gimnazială Virgil Masirescu din Corabia, județul Olt. George Valentin Ionescu, Școala Gimnazială Nicolae Titulescu din Caracal, județul Olt. Maria Alexandra Manolache, Școala Gimnazială Vlai Cuvodă, Slatina, județul Olt. Mai mult entuziasm! Felicitări! Maria Gabriela Marcu, Școala Gimnazială Giuvărăști, județul Olt. Adela Daria Neacșu, Școala Gimnazială Virgil Masirescu, Corabia, județul Olt. Miruna Narcisa Orzață, Școala Gimnazială Sfărișoara, județul Olt. Tudor Virgil Popa, Școala Gimnazială numărul 2 din Caracal, județul Olt. Edvard Cristian Popescu, Școala Gimnazială Vlad Chivodă, Slatina, județul Olt.
frumos, felicitări, ești grăbit. Maria Iulia Silinescu, școala gimnazială Vlaicu Vodă, Slatina. Este la mare, o să o luați dumneavoastră. Da. Andreea Diana Strungaru, Colegiul Național Vocațional Nicolae Viturescu, Slatina. Vreau să îndrept felicitări. A obținut 10 la examenul de bacalaureat. Guvernul României acordă diplomă de excelență pentru încununarea anilor dedicați cu mașterii cu performanță excepțională obținută la examenul de bacalaureat promovat cu media 10 elevei Maria Olivia Torcea, Liceul Mihai Viteazul Caracal. Succes! O lume de aici. Stefania Corina Cebuc, Liceul Teoretic Mihai Viteazul din Caracal. Și succes! Mădălina Mioara Urecheatu, Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu din Cornicel. Dan Constantin Claudiu Vișan, Colegiul Național Ion Iliescu din Slatina. Felicitări! Succes! Bogdan Mihai Tudose, Colegiul Național Ion Iliescu din Slatina. Bogdan, e un pariu câștigat, așa e? Felicitări! Și Ramona Gabriela Comănescu, Colegiul Național Ion Iliescu din Slatina. Fii mândră. Stai și singură în cameră, așa am auzit, datorită acestei mele. Felicitări! Reușita la bac a însemnat foarte multă muncă constantă. V-a pus în cele 4 ani de liceu. De fapt, aceasta este și rețeta. Este adevărat că nu te va ține întotdeauna în vârf, dar ar trebui să te ducă destul de aproape, așa cum spunea un cunoscut, un politic britanic. De asemenea, am avut și efortul susținut al familiei și al profesorilor care m-au îndrumat în timpul școlii. Ce vei urma? Voi studia din această toamnă geografie și științe politice la Universitatea din Glasgow, Marea Britanie. Ce te-a determinat să studiezi constant? Pentru că, așa cum spuneai, ai fost sprijinită și de familie, dar dacă nu era voința ta, ne-ai fi reușit acest lucru. Într-adevăr, dar mi-am dorit eu să am rezultate foarte bune și să studiez și în străinătate, datorită oportunităților deosebite și s-a fost în primul rând și ambiție. Până la toamnă o să iei bani ăștia după festivitatea de premiere, ce o să faci? Ce mai probabil îi voi investi tot în educație. Da? Cum? Da. Ce? Detaliat? Îi voi folosi pentru studii la universitate, cărți și cam asta. Da. Este minarea studiilor, intenționez să rămâi acolo sau să te întorci? E o întrebare dificilă, nu pot să spun pe exact. Dacă ce voi face în peste 5-6 ani, vom vedea care sunt oportunitățile și atunci mă voi decide cu exactitate ce vreau. Ne spui și nouă numele și școala. Mă numesc Maria Olivia Torcea și am terminat liceul de vechi din Haiditațiul din Gara. Cum ai reușit să obții această notă la bacalaureat? Cu muncă, foarte multă muncă, fiecare zi, datorice de materii, cât un timp din fiecare, ca să nu fie prea mult după și să nu le zăpăcesc în cap. Cu ajutorul profesorilor, pentru că ei mi-au dat această știință, cum se zice, și cu ajutorul părinților, bineînțeles, care m-au susținut, m-au încurajat întotdeauna. Și ce vei face de acum încolo? Intenționez să merg la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică în cadrul ASEU-ului din București. Îmi doresc o carieră în IT. Sper să reușesc. Cu banii pe care îi vei primi astăzi, ce vei face pentru cei de cu acești bani intenționez să-mi cumpăr un laptop
la momentul actual nu am unul și sunt convinsă că în timpul facultății voi avea nevoie de unul și astfel îmi voi cumpăra și voi putea beneficia de el și să obțin aceeași performanță și în timpul facultății. Ce fac Ștefania Corina? Este frumos să știi că munca ți-a fost apreciată și că toți anii de devotament chiar au fost la un rezultat. Ce vei face de acum încolo? Am ales să merg la Universitatea din Edinburgh, în Scoția. De ce? O universitate din afară și nu una din România? În primul rând pentru dezvoltarea personală. Cred că îmi va oferi multe oportunități și voi învăța multe din această experiență. De asemenea, standardele educaționale sunt extraordinare, este la 17-a universitate din lume. Am înțeles că ai depus contestația pentru un motiv anume. Se spune că ai luat 9,95 inițial și ai făcut contestație și cel de-al șaselea elev de 10 la bacalaureat, după ce ai avut toți anii și în general și la liceu media 10. Da, am avut încredere destul de mare în mine și am hotărât să depun contestație, care s-a soluționat bine. La Liceul Național Ion Minulescu. Ce se ascunde în spatele acestei contestații? Cred că e o poveste frumoasă. Dorința de a fi 10 pe linie de la primul an de studiu până la ultimul. O ambiție destul de mare și poate și orgoliu, pentru că după atâta pregătire, după ajutorul profesorilor, am vrut să dovedesc că într-adevăr pot să iau și 10 pe linie. Ce te determină să ai aceste rezultate foarte bune pe parcursul liceului și presupun că și mai încă din școala generală ai mers pe aceeași? Da, încă din școala generală Eugen Ionescu am participat la Olimpiada Națională de Limba Română, 5 ani consecutiv, unde am obținut și premii, apoi la Olimpiada de Limba Engleză. Întotdeauna rezultatele bune m-au motivat și mi-au demonstrat că, într-adevăr, te poți dezvolta prin educație. Intenționezi să te întorci după ce termini studiile? În funcție de oportunitățile care mi se vor oferi, nu m-am hotărât. Ce cămine ai studiat? Informatică. Care a fost nota pentru care ai făcut contestații? 9,95 la fizică, cu mediul 9,95. Numele Comănescu Ramana.